Bă, ne-am întors cu al doilea episod, a doua zi, din postat clipuri consecutive. Asta nu știam, e prima dată când apăs din greșeală în loc de W, am apăsat E. Nu știam că ai și rotate. Faci cinematicuri cu asta. Oprește-te, gata. Dacă v-ați uitat la primul episod, știți în ce post... Ia, acum, cu ce... Cu alt. Nu mai știu să joc, bă. Deci, dacă v-ați uitat la primul episod, știți în ce punct ne aflăm cu jocul. Dacă nu, dă-i drumul și uită-te că... La mea. 20 de minute. Poate să aibă 20 de minute, poate să aibă 5 minute, poate să aibă 10. Care este goalul zilei de azi? Azi trebuie să mai facem încă un cotecior aproape de bază, nu lângă bază, puțin mai departe, că o să facă zgomot. Și o să luăm femelă și mascul de dodo ca să facem ouțe pentru a face kibble, beta, alpha and so on. Așa că fără să mai stăm la discuții, îi dăm drumul la treabă. Avem berries la noi, avem raftul, căutăm dodo normale, mascul și femelă și ne întoarcem la bază cu ei. Mai simplu de atât nu se poate. O să mă mișc puțin mai greu episodul ăsta, că mi-am făcut ceva înainte să înceapă episodul. Mi-am făcut niște afine de-astea de munte, cu zahăr. Bă, și-s bune rău de tot. Nu știu dacă mi s-au înnegrit dinții, dar coaie, au gust de munte. Așa. Am și uitat de ăla că există. Nimă, ce-i ăla? Că nu-i Giganotoraptor de ăla. M-aș băga să iau ouțe de-astea, dar... Cum m-am dat jos, cum mă vede Dodo ăla și vine? E de la mujist. Putea să mă strecor repede să iau unul. N-am făcut bine, că era ou de ăsta. Era ou de țestos, domnule. Și l-am supărat că i-am luat ouțul. Levuedet, că n-ai ce să faci altceva. Uite acolo, văd un doduț micuț, care nu este alfa, beta de ăștia, că e mic, mă. Un strudel mic el. Cum facem noi acum cu aim-ul? Că stăm bine pe aim noi, dacă vă aduc. Ia curcan shadow, mama dracu, nu vrem, mă. Deci s-a înfipt în el și nu i-a dat damage. Nu, că distruge raftul. Mă, pulă. Cine te-a învățat să faci așa ceva? Unul jos. Unde s-a dus, mă? L-am pierdut din oc. A, uite-l. Dar sunt ăștia verji. Ăștia trebuie să-i omorâm înainte ca să putem să facem noi ceva. În caz contrar, nu o să reușim să facem nimic. Ce țigan să-mi dau și fug. Și tu. Bă, am scăpat repede de ăștia, mă. Dar hai înapoi pe raft, mai aruncăm un ochi, că nu, n-am încredere. Hai să căutăm Dodo. Unde te-ai dus, mă, strudel? Bun. Ia berries. Ia și ouă ăsta, că de ce nu, dacă toți suntem aici. Și haide, nici nu m-am uitat, e femelă sau mascul? Mascul. Ne trebuia-i de cealaltă parte. E bine și așa. Treci. Treci pe raft. Stai pe raftul cu dulceață. Fac. Nimă că să neacă. Vino, stai. Să vedem ce mai avem pe aici. Ce ne mai omoară pe aici? Pe ăsta l-aș omorâ. Pentru piele. Hai tu la bază. Măcar mascul știm sigur că avem. A început episodul chiar bine. Mamă, ce e acolo, bă, băiatule? Nu prea mă văd la nivelul la care să pot să fac față chestiilor lor. Dar bănuiesc că după ce treci de astea vanila și ajungi la alfa, beta, mama dracu, care mai sunt, elemental și nu mai știu, probabil totul devine mult mai ușor. Dă-le pe astea înapoi, că-s bune la taming și ia-le pe restul. Ok. Preserving bean. Ia, vezi? Căcuț. Trebuie să facem preserving bean-ul. L-am luat măcar. L-am luat. That's nice. Facem unul de ăsta. Facem și compost. Dacă tot. Na. Am luat șetuț de la băiet. Cacă ou, mă. Ce dacă ești mascul? Hai după femelă, bă. Mergem noi mai aproape. Poate s-a spawnat vreuna pe plaja asta aici. Hai să nu-i deranjăm pe ăștia. Mă, ce-l faci cu ăsta? Sau grătar? Ni alt țestos. Sunt abundenți pe această mapă. Bă, dar nu știu, e agresiv ăsta? Că n-aș vrea să-mi distrugă raftul. Hei, stai acolo că nu vreau să aflu. Mini-insula asta e plină, bă. Cu nimic din ce-mi trebuie mie, dar... Ba da, vezi păsări dodo aici. Femelă. Am omorât-o. Ia-i puiul.
Ia mă, apare promptul, nu apărea promptul, ești prost la cap. Stai, ia carnea, nu că eu omor pe asta. Ba da, hai. Da, stai. N-am nevoie de doi masculi, nu, n-avem. Femelă de 130. Păi și unde e? Tu? Cumva tu? Dar stai că e tu 50 și ești femelă. Am găsit-o. Am găsit ce trebuie. Sper să nu vină dracii ăștia peste mine acum. Hai mă, mai bagă o boabă în tine. Beberuș, urmărește-ne. Că o să te omor și o să... Nu fi prost. Nu fi prost tu. Stai acolo, stai acolo. Stai acolo, stai acolo. Nu știu dacă ești pașnic sau nu, stai acolo. Bă, da frumos e ăsta. Da târșă mie de el. Dar vreau și eu unul. Gata flăcău, ți-am adus pe pușă să vă sexați. Să faceți ouț. Bun. Enable mating. Enable mating. Vezi mă că nu mă las aici să pun. Îl mutăm? Îl dăm un rând încolo. Mai spre plajă cu ei. Nima, ați făcut wow kinder? Gata. Sunteți safe aici. E de ajuns de cal lângă ăsta. Perfect. Trebuie să le facem feeding through. Să mănânce narcoberii și ele. Poate mi-au somn de la astea. Două. Nice. Femelă. Două femele. Așa, da, mă. Se vede că l-am clocit eu pe ăsta. I'll take that. Thank you. Feeding-ul. Cel mai important e acum, să nu stau eu să bag mâncare în fiecare în parte. Stau aici să dau claim ăstora și după aia cred că ne apucăm să facem un kibble pentru beta sau alfa, să prindem și de-alea beta sau alfa. Nim albastru! Femela albastră. Asta e ca lumea. Nice. Trilobite, ce cauți mă aici, mă? N-ai nivel? Nice, 260. Încă unul. Păi de ăștia să tot vină. E bine așa. Now we wait. Dacă timp așteptăm și stăm degeaba, hai să facem ceva. Am prins fulgerul. Am prins fulgerul. Putem? Am putut. A, ne-a dat blueprint. Da, ne-a dat keratină. Ce e aici? Intrăm? Mai ieșim dacă intrăm? Ce, mă, e ceva aici special? Sau doar să traversează spre nimic? Ia, vezi ciupercile. Bă, ăsta-i loc ca lumea aici. Ce este cu această peșteră? Hai să înaintăm puțin. Metalul, bă. Cum stătea el cu minte aici, mă aștepta. Și ăsta e obsidian. A, nu, e metalul care s-a spart. Bă, dar ce e aici, mă? E chiv cu mobi? Da, uite șerpălău! Și mi s-a părut că ăla era cristal. Ce, vreau și cristal acum. Nu mai vreau! Am glumit! Ține-l tu! Au, mă, la el! Ce s-a rățuit la mine! Mulțumim pentru metal! E bine că știu de asta aici, o să revenim! Eu am crezut că doar traversezi bridge-ul ăsta, poduțul. Deci am avea nevoie, ca să mergem la sigur, de minim 4 morcovi. O facem rost imediat. Ca să putem să luăm o pasăre dodo beta. Să putem să începem să producem ouă beta.
Dar eu m-aș mai băga o dată acolo, sub pod. De fapt, în peștera aia. Să văd dacă dau de niște cristale, că avem nevoie de cristale să facem și spyglass-ul. Și nu doar spyglass-ul. Avem nevoie de cristale pentru multe chestii. Și pentru egg collector-ul ăla. Da, bă, asta ne trebuie. Deci dacă am avea cristale și egg collector-ul, n-am mai sta noi să ne batem capul că, bă, au făcut alea ouă și trebuie să le adunăm. Da, erau cristale. Hai, dă. Gata, gata, fugi. Ne ajung astea, 94. Vin șerpii după noi. Ia, uite, detalii frumos acolo. Aici îl pun. În care mai au? Nu unde ajuns, dar mai au. Două bucăți, bun. Luăm săgețile. Luăm nenorocirile astea. Și mergem să prindem pasăre Dodo Beta acum. Hai, da, vin. Trank, 145. Bă, ce nivel frumos are ăsta. Sper că te faci cu una. Una. Perfect, bă, băiete. Anbolează-l. Move closer to ride. Stai aici. 90.000 torpor. Și îl urmărește fix pe ăla. Ăla dacă vine acum după mine să mă vadă pasărea Dodo, îl aduce și pe ăsta cu el. You gonna die. Hai să ducem năzbâtia asta acasă și ne întoarcem după celălalt. Dar nu aici, ne ducem în cealaltă parte. Ce plecaste, turbo! Păi chiar are viteză, bă. Acolo unde-i drop-ul trebuie să mergem. Bă, dar era țestosul ăla mare aici. Oare mai e? A, mai e. Dar a plecat după insulă. Și e gerboa și aici, de la Mystic. Sau Mythic. 1.000.000 HP! E boss, Hydro-Guardian. Și e tameable cu Elemental Kibble. Oricum, pentru faună, ești distrușenie. Uite ce dans are și ăsta. Pentru ouțul ăla. A distrus ăsta toată insula. M-a văzut ăsta. Stai că i-am dat somn ăluia. Mă risc. Ia kibble-ul repede. Cum? Nu știu, s-a întâmplat să iasă cum trebuie. Hai să-l duc pe mal. Ha, să-l urc pe raft. E bine, mă. Hai la ouat. De fapt, l-am perecheat tu. Bă, am terminat-o bine și cu ăștia. Eu zic că ajunge pentru episodul 2. Mai joc eu puțin. Să-i înmulțesc și pe ăștia. Și na, ne vedem mâine cu următorul. Hai, peace!